Decizie fără precedent a lui Donald Trump, pe cine a grabiat subliniereful de la Casa Albă. Presubliniere-dintele american, Donald Trump, l-a grațiat vineri pe fostul subliniere-șef de cabinet Alex vicepresubliniere-dintelui Dick Cheney, Levis Scotter Libby, condamnat pentru sperjur, în 2007, într-un caz de scurgere în presa numelui unei agente a CIA, transmite EF. Nu-l cunosc pe domnul Libby, dar de ani de zile am auzit ce a fost tratat incorrect. Sper că această graciere complet va ajuta la rectificarea unei percii foarte triste din viața sa, a explicat Trump, într-un comunicat. Gracierea acordată acestui înalt oficial din administrația George W. Bush, conform Ager Press. În 2007, Libby a fost declarat vinovat de sperjur sublinierei obstrucționarea justiției în ancheta cazului Plame, din 2003. Juriul care a analizat dosarul a stabilit atunci ce fostul subliniere-șef de cabinet a mințit pe anchetatori în privința conversațiilor sale cu jurnalul subliniere-ti despre Valerie Plame, o agentă a CIA. Numele lui Plame a apărut în presă după ce socul acesteia, fostul diplomat Joseph Wilson, a criticat într-un articol motivele invocate de guvern pentru războiul din Irak. Libby a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, dar Bush a comutat pedeapsa considerând-o excesiv, însă a menținut amenda de $250.000 sublinierei cei 2 ani de libertate condiționat. În comunicatul său, preluat de AFP, Trump aminte subliniere ce Libby a plătit amenda de $250.000, a efectuat 400 de ore de muncă în folosul comunității sublinierei 2 ani de probațiune. În 2015, unul din martorii cheie ai acuzării sublinierei a retras mărturia, iar anul următor domnul Libby sublinierei a redobândit dreptul de a exercita profesia de avocat, a adugat presubliniere dintele american, pentru a sublinierei justifica decizia. Valerie Plame a denuncat pe MSNBC, această decizie, care este un mesaj clar trimis de Trump, puteți comite crime împotriva securității naționale sublinierei veți fi graciați, a spus ea, cu referire la apropiația presubliniere dintelui republican inculpat în ancheta privind ingerința rusă în alegerile prezidențiale din 2016. Mesajul provoacă multe daune democrației sublinierei statului de drept, a adugat ea, apreciind ce Trump arată o mare lipsă de respect pentru cei ce sublinierei au servit ca rap. Un lucru nu are nimic de a face cu celălalt sublinierei, fiecare caz ar trebui să fie analizat în funcție de caracteristicile proprii. Gracierea lui Libby a fost lucrul corect de făcut după ce martorul principal sublinierei i-a retras mărturia, a spus purtoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, ca răspuns la o întrebare ce a fost adresat la o conferință de presă, transmite Reuters.